De mai bine de 48 de ore, pompierii făgărășeni, voluntari și reprezentanții ai ocoalelor silvice din zona Făgărașului se luptă cu flăcările uriașe din munții Făgărașului. Zeci de hectare din zona alpină și subalpină au fost pur și simplu mistuite de incendiu, între vârfurile Berevoiescu și Țiganu. Toate aceste informații, dar și altele de interes local, le puteți citi doar din ultimul număr al săptămânalului Bună ziua Făgăraș, apărut astăzi pe piață. Lupta cu flăcările nu a luat sfârșit. După mai bine de 48 de ore petrecute în mijlocul incendiului izbucnit în munții Făgărașului, între vârfurile Berevoiescu și Țiganu, pompierii făgărășeni au plecat din această dimineață din nou pe munte cu elicopterul. Cât de mari sunt pagubele și câte hectare au fost cuprinse de flăcări puteți afla doar din ziarul Bună ziua Făgăraș, apărut astăzi pe piață. Numărul 817 al săptămânii Bună ziua Făgăraș, aflat de astăzi în vânzare la chioșcuri, vă propune, pe lângă deschiderea pe care deja ați aflat-o despre incendiul din munții Făgărașului nestins până la această oră încă, și alte subiecte interesante, bunăoară că încep lucrările de modernizare în cartiere, amânate 3 luni de zile, cauzate de contestarea licitației de către o firmă care a pierdut licitația. În sfârșit, lucrările pot începe la începutul lunii viitoare. Cartierele 13 decembrie, 1 decembrie, Negoiului și Gării vor fi modernizate, parcări, alei și veți vedea, după modelul Vasile Alexandri și Tudor Vladimirescu, despre faptul că elevii care au picat bacul vor putea participa la meditații, dar ce e nou față de anul trecut, când au participat foarte puțini, este faptul că au semnat un contract, că se vor prezenta la acele meditații pentru ca profesorii să nu vină să predea pentru 2-3 elevi la câți picați au fost în Făgăraș. Un reportaj făcut la 100 de ani pe care i-am plinit Biserica Unitariană despre un parc care s-a deschis la centrul Canan din Șercaia și multe alte subiecte pe care vi le recomand și vă urez de pe acum lectură plăcută și în varianta print, dar și pe internet pe bzf.ro. Acestea, dar și alte informații utile, sport, program TV, anunțuri de mică publicitate, le puteți citi doar în săptămânalul Bună ziua Făgăraș, de astăzi la toate chioșcurile de difuzare a presei și disponibil pe internet la adresa bzf.ro.